Armata israeliană a anunțat că în urmă cu o oră, gruparea teroristă Hezbollah a lansat spre Israel, de pe teritoriul Libanului, 40 de proiectile. Alerta de securitate este la nivel maxim în Israel, pe fondul îngrijorărilor cu privire la posibilele atacuri teroriste ce pot apărea în timpul cele mai importante sărbători evreiești, Yom Kippur. Forțele de securitate au fost mobilizate, toate instituțiile au fost închise, iar oamenii au început cele 25 de ore de post și rugăciune. Sute de persoane s-au adunat în centrul Tel Avivului și s-au rugat pentru ostaticii israelieni răpiți pe 7 octombrie anul trecut. Președintele Parlamentului iranian a vizitat locul unei lovituri aeriene israeliene în Beirut, care a ucis și rănit zeci de persoane. Înalt oficialul iranian a promis că Teheranul va continua să sprijine libanezii și palestinienii în lupta împotriva Israelului. Liderul iranian a vizitat zona după ce a purtat discuții cu premierul interimar, care a anunțat că prioritatea Libanului este acum de a lucra pentru o încetare a focului.